La 110 ani, deci anul 1907, 111 ani de când Brâncuș a schimbat destinul după mii și mii de ani al artei sculpturii, românii încă nu cunosc arta lui, vorbesc despre Brâncuș fără să cunoască opera, pentru că n-au avut ocazia niciodată să îi vadă operele, să vadă o pasăre în spațiu, să vadă muzele adormite. Nu e de mirare, prin urmare, că românii nu cunosc arta lui Horia Damian. Horia Damian este cel mai mare artist român, după Constantin Brâncuș, născut la București în 1922. În 1946 pleacă la Paris și din 1951 arta lui capătă o originalitate. Cu alte cuvinte, la 5 ani după ce sosise la Paris, simte nevoia de a abandona, ca și Brâncuș altădată, lumea aparențelor pentru a se îndrepta spre lumea esențelor, care poate fi reprezentată numai prin forme, printr-un conținut și printr-o expresie simbolică, așa cum a făcut și Brâncuș. Iată de ce Damian inventează în 1951-52 primele lucrări Cerul înstelat, după care în 1964 creează prima piramidă, iată care e în această expoziție, ea e o lucrare mică de 10 pe 12 cm, care dă ideea de monumentalitate, de noblețe și care e cheia sau începutul marii arte a lui Horia Damian, după cum Poarta de Aur și ea e o lucrare care pune în lumină, în ochii noștri, pasajul dintre lumea cunoscutului și lumea misterioasă de dincolo, un loc de trecere între o lume și cealaltă. Acest peisaj e făcut de un băiat de 14 ani, un adevărat geniu al picturii, dovadă că la 20 de ani intră în marea colecție a lui Zambaccian, care îl pune imediat lângă Petrașcu, lângă Lucian, lângă Andreescu. Ce vreau să mai spun e că, descoperind monumentalitatea, Horia Damian e dintr-o dată în contratimp, în mod radical, cu ceea ce se întâmpla în lume, pentru că monumentalitatea înseamnă o dimensiune metafizică în același timp. Damian găsește, dimpotrivă, calea aceasta a penetrării în mister, prin care ne atrage spre a reflecta asupra lumii, asupra vieții și asupra artei. Sunt bucuros că această galerie, pe care eu nu o cunoșteam, Galeria Alexandra, care își dedică vocația, să spunem, multor tinere talente, în urma emisiunilor mele de la Realitatea TV cu Rareș Bogdan, în care am vorbit de Brâncuș, de Salvador Dalí, de Horia Damian, mi-a cerut să fac o mică expoziție, iată această expoziție, care dă, între altele, cheia limbajului prin care Damian devine un artist original, cum nu este altul.